Asară mi-am luat cercei la 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 am luat la 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 Și astăzi sunt tot cu ei, la 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 Și astăzi sunt tot cu ei, la 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 în această cutiuță a Pandorei se găsește unul dintre cele mai mișto produse tech pe care am pus mâna de ceva vreme încoace. Știu că afirmația asta este una îndrăzneață, dar mi-o asum. Desigur, dacă ar fi să număr de câte ori am auzit vrăjeala asta numită produs revoluționar, nu mi-ar ajunge firele de păr din cap și încă am un păr destul de des. Din păcate, acum în tehnologie, orice bășină este catalogată drept revoluție de către producători, evident, orice telefon mai acătării, orice televizor o leacă mai mare și mai strălucitor decât la de anul trecut, orice drăcie cu 10% mai potentă decât precedenta este o revoluție. Boss, nu mai avem loc de atâtea produse life-changing, trend-setting și groundbreaking. Adică, nu vă supărați. De ce căștile astea sunt revoluționare? Poate să o prost, dar mie mi se pare că seamănă al dracului de tare cu alea de anul trecut. A, păi le-am pus niște special audio mai oț și le-am mai ușurat cu câteva sutim de gram. Hai să admitem cinstit că produsele pe care le folosim primesc în mod constant îmbunătățiri și upgrade-uri, dar ele nu reinventează roata, apa caldă și mersul pe jos. Deci, cred că ați prins ideea acestei introduceri. În mai toate cazurile, vorbim de fapt despre 1% inovație și 99% bullshit de marketing. Pentru că vezi tu, realitatea este un pic diferită. Este al dracului de greu să inovezi pe bune și să vii cu ceva cu adevărat revoluționar. Internetul, PC-ul, primul smartphone, rețelele sociale, mai nou inteligența artificială generativă, astea se pot numi revoluții. Restul sunt doar variațiuni pe aceeași temă. Revoluțiile astea pot fi mai mari sau mai mici, domeniul în care se întâmplă ele poate fi mai mult sau mai puțin relevant, dar întotdeauna le vei recunoaște atunci când le vei vedea. Restul este vrăjeală. Iar producătorii nu fac decât să împrumute ilicit produselor lor câte ceva din fascinația acestor schimbări de paradigmă. Mai aveți doar o lecuță de răbdare și vin imediat și cu un contraexemplu. Am să vă arăt un produs aparent mic și nesemnificativ, dar pe care eu personal îl consider o mică revoluție. Păi să luăm bună domeniul căștilor audio. Ele au apărut în anul de grație 1910 și au fost inventate în propria bucătărie de un anume Nathaniel Baldwin. Deci prima pereche de căști, în sensul în care cunoaștem astăzi această categorie, a fost fabricată de mână de către acest domn inginer. Ca în multe alte cazuri, investitorii privați nu au dat doi bani, nici la propriu, nici la figurat pe invenția lui, așa că Baldwin a apelat la Marina Statelor Unite, care s-a arătat interesată și a dat o comandă de 100 de bucăți. Baldwin a devenit un om foarte bogat și ar fi fost și mai bogat dacă nu uita să-și breveteze invenția. Dar neglijența lui a însemnat cumva norocul nostru. Asta a permis și altora să dezvolte repede și bine acest segment de produse. Următoarele repere importante în istoria căștilor au fost implementarea semnalului stereo de către John Coss, un mare iubitor de jazz în 1958, iar de acolo încoace a avut loc un build-up care a culminat nu demult în 2015 cu invenția primelor căști in-ear-to-wireless. Nu știu câtă lume cunoaște informația asta, dar ele nu au fost inventate de către Apple, așa cum cred mulți în mod eronat, ci de către compania japoneză Onkyo și prezentate chiar în toamna acelui an. E drept însă că ele au devenit cu adevărat de masă abia un an mai târziu, în 2016, când da, Apple au lansat asta. Prima pereche de AirPods, iar lumea n-a mai fost la fel. În scurt timp, toată piața făcea așa ceva. Fiecare companie de electronice, mare sau mică, celebră sau obscură, are acum în portofoliu o astfel de pereche de căști wireless, iar popularitatea acestui segment este globală. Iar asta ne duce la următoarea întrebare. La mai bine de 100 de ani de la inventarea categoriei și la aproape un deceniu de la apariția earbudurilor wireless, ce naiba mai poate fi special la o pereche de căști? ia ca multe. N-ai cum să nu te întrebi ce naiba se mai poate spune într-un domeniu în care pare să se fi spus deja totul. Cine și de ce ar reinventa roata și apa caldă? Are sens să regândești complet o categorie de produse care își face foarte bine treaba așa cum este? Adică, dacă popularele căști wireless in-ear funcționează și lumea s-a obișnuit cu ele, de ce să regândești ceva ce nu-i stricat? Well, pentru că poți și dacă te ține, chiar merită să încerci. Hai să deschidem cutiuța aparent banală din mâna mea, iar ceea ce ni se dezvăluie aici se numește Huawei Free clip. Și să dea dracu dacă am văzut vreodată niște căști atât de diferite. Prima oară am crezut că cineva face mișto de mine, dar în clipa în care le-am pus pe urechi, am rămas mult de uimire. Dar hai să nu anticipăm și să începem cu ceea ce sare în ochi din prima, și anume designul. Până la astea, prin căști wireless in-ear știm cu toții ce se înțelegea. Un accesoriu făcut dintr-o bucată care se vâră în canalul auditiv al urechii. Și mie personal, indiferent ce astfel de căști am testat sau am avut, după o oră cu ele în urechi, îmi venea să-mi tai capul. Poate este eu mai isteric, dar nu suport accesoriile. Nici măcar verigheta nu reușește să o port, pentru că indiferent de accesoriu, după un interval de timp, resimt iremediabil un disconfort. Iar căștile in-ear le suport cu atât mai puțin. Faptul că principiul lor de fixare presupune penetrarea canalului meu auditiv mă disperă. Iar ca să stea ca lumea și să nu-ți sară din sateliți, trebuie să le îndeși vârtos. Dar chiar și așa, la o scuturătură mai zdravănă din cap, ele sar cât colo. E și de aici și primele diferențe, mai ales cele vizibile de design. În vreme ce căștile wireless tradiționale se înfig în ureche, iată în felul ăsta, FreeClip se agață de pavilionul urechii. Iar asta mi-a permis să le port timp de două săptămâni aproape zilnic, ore întregi, fără să le simt. Ăsta este și primul mare avantaj al acestui design. Desigur, veți vedea că sunt și dezavantaje pe care le voi enumera imediat, dar confortul de utilizare este suprem și n-ai cum să nu simți asta. Apoi, în vreme ce căștile tradiționale sunt monobloc, cele de față sunt alcătuite din trei elemente. O bilă acustică, o pastilă care se așează pe spatele pavilionului urechii și un bridge care face legătura între cele două. Layout-ul este absolut demențial și din el decurge confortul la utilizare al acestei perechi de căști. Nu există niciun element care să-ți incomodeze canalul auditiv. Fixarea pe ureche este fermă, intuitivă și foarte simplă și veți vedea că acestea nu sunt singurele avantaje care decurg din acest format atipic. După ce le prinzi pe ureche, această bilă acustică ce conține difuzorul se așează în proximitatea canalului auditiv, dar nu îl penetrează propriu-zis. Pe spatele pavilionului se poziționează această pastilă ce conține o baterie masivă pentru o pereche de căști wireless, iar brigiul, legătura dintre aceste elemente și care vine pe exteriorul urechii, este foarte comod, fiind neașteptat de flexibil și de moale la atingere. Toate elementele sunt extrem de bine gândite și n-am simțit nicăieri vreo presiune sau vreun disconfort, este ca și cum ai avea urechea complet liberă. E drept că sunt și extrem de ușoare, la puțin peste 5 grame fiecare cască, grație materialelor. bridge este făcut dintr-un aliaj de nichel și titan cu memorie, foarte durabil, dar și elastic în același timp. Bila, care se așează în proximitatea canalului auditiv fără să-l blocheze, nu este foarte mare, are doar câțiva milimetri în diametru, dar îmi pare mai mare decât la o cască in obișnuită, ceea ce permite găzduirea unui difuzor mai baban. Desigur, la asta ajută și împărțirea căștii în mai multe elemente constructive. Zona difuzorului nu mai trebuie să găzduiască și bateria, care acum este conținută în pastila de pe spatele urechii. Și aceasta din urmă este confortabilă, se mulează perfect pe spatele pavilionului și a fost și ea supradimensionată pentru a acomoda această baterie mai mare. Constructorul n-a mai fost nevoit să înghesuie toate componentele în același spațiu meschin și adevărul este că drăciile astea au cea mai bună autonomie, pe care eu unul am întâlnit-o la vreo pereche de căști wireless vreodată. Ei spun că te țin 8 ore de audiție muzicală continuă, cu o singură încărcare dar îndrăznesc să pariez că autonomia este chiar mai mare. Pur și simplu am uitat să le încarc și au fost ore și ore și ore în aceste două săptămâni cât le-am testat de muzică și convorbiri și filme și clipuri pe YouTube de ajunsesem să mă întreb dacă mai trebuie să le încarc vreodată. Înțeleg că fiecare cască are o baterie de 55 de mAh găzduită în această pastilă ce vine pe spatele urechii și am intuit corect că este ceva mai mare. Spre comparație, AirPods 2 abia se apropie de 50 de miliamperi, deci avem aici un acumulator cu vreo 10% mai mare. Case-ul mai are și el o baterie de 510 miliamperi și zic ei că asta sporește autonomia ansamblului la 36 de ore, adică 4 încărcări și jumătate. Iar o încărcare completă a căștilor, după testele mele, durează cam 40 de minute. Sigur, la longevitatea bateriei contribuie fără îndoială și faptul că nu au ANC, dar din cauza formatului nici n-aveau cum să aibă așa ceva. A doua chestiune importantă despre care vreau să discut și care decurge cumva tot din confortul acestui layout este transparența, awareness-ul la ce se întâmplă în jurul tău. Nu știu alții cum sunt, vorba lui Creangă, dar eu sunt un control freak. Știu că există hoarde de utilizatori pentru care anularea zgomotului de fond, acel noise cancelling, este calea adevărul și viața. Cu cât căștile sunt mai surde și izolarea mai bulletproof, cu atât oamenii sunt mai fericiți. Nu și eu, în cazul de față, transparența este fizică, naturală, nu precum în cazul căștilor in ear obișnuite, unde ambianța este filtrată de un microfon. Grație acestui format și faptului că difuzorul nu pătrunde în ureche, ci stă la intrare, ai acces nestânjenit la lumea auditivă din jurul tău. Un claxon de mașină, un prieten care te salută, un câine care se repede la picioarele tale să te muște, un meteorit care pică din spațiu, știți, din astea cotidiene. E, Căștile astea sunt ca și cum mănânci prăjitura și o păstrezi în același timp. Fiind eu însumi un vașnic utilizator de căști, m-am tot întrebat cum ai putea să ai și muzică sau convorbiri în urechi, dar și un feed nemijlocit al ambianței sonore din jurul tău. Iar răspunsul este chiar formatul de față. Desigur, transparență există pe mai toate căștile actuale, doar că intermediată electronic, în vreme ce la free clip procesul se întâmplă natural. Urechea nu este obturată, iar ceea ce primești este un mix de muzică din căști și sunet ambiental direct. Iar mie îmi place maxim acest awareness. Pentru prima oară m-am simțit în deplină siguranță cu o pereche de căști în urechi, în timp ce am umblat cu bicicleta prin București sau am ieșit la alergat. Secondo, atunci când căștile sunt oprite, ele nu alterează în niciun fel lumea sonoră din jurul tău, poți purta o conversație fără senzația aia de muted, de muffled, fără să urli din nou, pentru că difuzorul nu este în ureche, ci în proximitatea canalului auditiv. După cum puteți vedea, vorbesc acum în acest video, fără să-mi scot căștile de pe urechi. Ba, am reușit să port conversații fără să ridic tonul, chiar și cu muzica pornită, dar dată un picuț mai încet. Iată deci trei chestii cum nu se poate mai bune la produsul ăsta. Confortul incredibil, care aduce după sine o durată îndelungată de purtare fără disconfort, autonomia excelentă și, nu în ultimul rând, versatilitatea supremă. Clang, le-ai scos de pe ureche, clang, le-ai atașat pe ureche. Iar asta le face geniale, mai ales pentru cei care se zbenguie mult și prestează activități gen sală, alergat, bicicletă și așa mai departe. Ca să nu mai zic că tot formatul ăsta neintruziv le face foarte potrivite pentru scenariile în care transpire abundent. Și nu se mai formează mâzga, care de obicei face căștile inier tradiționale, să-ți alunece din ureche. Cât despre cât de bine se fixează, check this out! <laughs> și ca să fiu sincer până la capăt, vă mărturisesc că m-am obișnuit să le pun în ureche dimineața când plec la birou și le mai scot seara când ajung înapoi acasă. Și ultimul, dar nu cel din urmă plus, îndrăznesc să spun că este de ordin estetic. Sigur, gusturile sunt variate și nu se discută, dar n-aș zice că aceste căști sunt urâte. La prima vedere aduc cu niște pirsuri, cu o pereche de cercei gen, iar varianta asta pe negru este destul de sobră cât să nu te confunde lumea cu Sam Smith, de exemplu. Dar sincer, pe mine mă interesează mai puțin aceste caracteristici de ordine estetic, de care nu-mi pasă atât timp cât produsul este practic. Iar acum hai să zicem și niște nasoale până nu începe lumea să țipe reclamă și să abereze că vai ce te-au mai îngropat chinezii în parnos. Ok, un prim dezavantaj ar fi acela că sunetul scapă un pic în jurul tău, în special dacă dai volumul în blană dar până pe la 70% intensitate, această scurgere nu se aude în exterior. Iar într-un mediu un pic mai zgomotos, cu siguranță nu vei deranja pe nimeni. Dacă tragi sliderul de volum la maxim în timpul unei ore de curs la școală, bună s-ar putea totuși să primești ceva plângeri din jur. Eu le folosesc inclusiv seara la culcare, să mai văd câte un serial pe tabletă, iar nevastă mea, care este extrem de sensibilă la zgomotele din jur și stă prost cu somnul, n-a protestat până acum. E drept că și eu merg cu ele undeva la 50%. Și acum haide să migrăm la chestiunea cea mai importantă și anume calitatea sunetului. Ok, sunt kinky, sunt diferite, dar cum se aud? Și vă spun doar atât. Mult mai bine decât m-am așteptat. Era firesc ca formatul ăsta open să impacteze calitatea audio, dar uite că nu o face atât de tare pe cât m-aș fi gândit. Se simte totuși că este un produs gândit pentru design și practicality first și fidelity second nu este pentru audiofili sau pentru cei care vor să se bucure de muzică la maxim de potențial, ci pentru cei care pun mai mult preț pe confort și look. Dar chiar și așa, nu sună rău deloc. Mediile sunt curate și prezente, în altele tind să zgârie puțin, în special cu muzica în plană, dar la un volum rezonabil nu sunt o problemă. Basul cam lipsește, ceea ce era de așteptat, dar nu într-atât încât să pierzi sarea și piperul din piesă și să se audă flat, nu zbârnie timpanele de la bas, dar este totuși acolo. Și oricum se compensează cu faptul că după niciun sfert de oră uiți că ai niște belciuge prinse de urechi. Una peste alta, eu mă declar mai mult decât mulțumit de sunetul pe care îl livrează Freeclip și sunt destul de cârcotaș de felul meu. Am ascultat la greu metal, hip-hop, jazz, până și muzică clasică și mă declar satisfăcut. Spațierea este bună, sunetul se aude destul de mare și de clar, mai amplu decât pe multe modele din astea in tradiționale, are atac și prezență, deci n-am motive să mă plâng. A, și am mai observat ceva. Pe parcursul celor 2-3 săptămâni de când mă joc cu ele, au venit și vreo două update-uri care au îmbunătățit sesizabil calitatea sunetului, adică producătorul nu doarme în front și se întrebuințează. După primul update s-au auzit mai bine și după cel de-al doilea și mai bine și mai tare. Și pentru că tot pomeniram update-urile de firmware, hai să vorbim puțin și despre conectarea cu diversele dispozitive și despre control. Eu le-am conectate la un iPhone 14 Pro Max și nu că mi-a fost surprinderea să văd cât de instant s-a făcut conexiunea și cât de bun este controlul de pe telefon. Telefonul mi le-a recunoscut imediat ca fiind FreeClip. poți controla volumul din meniul rapid drop-down sau din butoanele fizice, iar dacă instalezi și AI Life, aplicația dedicată de la Huawei, panoul de control se mărește substanțial. De aici poți face update-urile de soft, ai și funcție de găsire, acel Find My în caz că le rătăcești, gesturi și câteva modificări de sunet, gen voci mai prezente, înalte mai accentuate, bas mai pronunțat, etc. Mai există și un switch de Smart Detection ce poate fi setat on sau off și pe lângă că drăciile se conectează automat când le scoți din cutie, ele opresc muzica sau filmul atunci când le scoți de pe ureche. Și ultima, dar nu cea din urmă, ai și opțiune de auto switch. Adică nu există o cască stângă și una dreaptă, ci se pot schimba automat între ele. Iar asta mi se pare o chestie foarte mișto, că indiferent cum le-ai pune, se setează singure stânga-dreapta. Cât despre controlul prin atingere, este simplu și extrem de intuitiv. Dublu tap și pornești sau oprești muzica sau convorbirea, triplu tap și ai sărit la piesa următoare. Controlul poate părea un pic rudimentar, dar sistemul este eficient și suficient. Ba am descoperit că funcționează bine și prin glugă sau căciulă, deci încă o bilă albă. Ce ar mai fi de zis? A, da, că poți încărca case atât pe USB-C cât și pe wireless și că pe un telefon Huawei cel puțin am reușit să conectez nu una, ci două perechi de freeclip, Asta dacă două persoane vor să asculte aceeași muzică, deși nu prea văd de ce ar vrea să facă asta. Dar pe de altă parte, funcția mi se pare mișto pentru filme, de exemplu. De asemenea, pot fi conectate și cross-device, adică pe mai multe dispozitive simultan, și să facă trecerea seamless de pe unul pe altul. Dar mă rog, astea sunt gimicuri. Și acum, let's talk dollars and cents. Căștile sunt de ceva vreme disponibile la precomandă pe site-ul local al celor de la Huawei și am văzut că sunt listate la 1000 de lei. Fac banii? Well, nu știu alții cum sunt, dar în ceea ce mă privește zic doar atât. Shut up and take my money. Și fiți atenți ce daravelă urmează să fac. Dragi hateri, nu doar că nu mi dau chinezii bani, dar le dau eu lor. Uite cum facem. Chiar acum, as we speak, îmi dau comandă pentru aceste căști din banii mei proprii și personali. Astea pe care le vedeți sunt sample de test, nu mi rămân mie, deci mă văd nevoit să le cumpăr. A nu se înțelege sub nicio formă că îndemn pe cineva să facă același lucru. Sunteți majori și vaccinați și fiecare decide pentru sine. Iar eu am hotărât că le vreau. Desigur, a ajutat și perioada asta de probă, de două săptămâni în care le-am frecat în fel și chip și m-au convins. Și uite așa, dau click și să le stăpânesc sănătos, zic. Da, sunt cam scumpe, desigur, nu cât podurile mele pe care se pune praful, dar măcar pe astea am certitudinea că le voi folosi intens. La birou, acasă, pe stradă, pe bicicletă, la sală, pentru că în sfârșit am dat și eu peste o pereche de căști wireless de astea mici, ușoare și neintruzive, care nu mă jenează, nu mă enervează și nici nu vine să le arunc cât colo după o jumătate de oră de utilizare. Și secondo, au fost puține căști în ultimii ani care să mi se pară suficient de interesante cât să-mi eleveze nivelul de entuziasm. Așa că atunci când am dat peste o astfel de pereche, aleg să votez cu propriul meu card. Consider că acolo unde îți stă vorba, trebuie să stea și portofelul, dacă ești cu adevărat onest. Că de lătrăi la care laudă tot ce prind, dar de cumpărat tot Apple își cumpără, este plin internetul. Deci din nou, shut up and take my money. Și acum, hai voi cu algoritmul în comentarii și ziceți. Cum vi se par vouă căștile astea năzdrăvane. Sunt conștient că la prima vedere par ciudate, dar trebuie să le vezi ca să le crezi. Dacă aveți ocazia să le întâlniți prin vreun magazin, măcar încercați-le. Merită efortul și clar sunt printre cele mai interesante gadgeturi recente peste care am dat în ultima vreme. Și asta într-o categorie în care sincer am crezut că nu mai e mare lucru de spus sunt în primul rând un excelent exemplu de gândire laterală. N-am nicio îndoială că poate fi și o chestie de gust. ce îmi place mie, s-ar putea însă ca ție să ți se pară appalling. Dar asta este o altă discuție. Strict inginerește vorbind, n-ai cum să nu vezi că sunt out of the box. Și cu asta cam basta pe azi și mă bucur că din când în când, din păcate destul de rar, mai am ocazia să testez și dispozitive altfel. În altă ordine de idei, înainte de a încheia, vă mai reamintesc și de zona.store, prăvălia noastră online, unde vă așteptăm cu PC-urile noastre custom, Gamebox și Workbox, dar și cu tricouri personalizate, inventate tot de noi. N-am lansat încă ediția de tricou pentru ianuarie 2024, pentru că va fi legată de probabil cea mai importantă lansare tech de luna asta. Ia să vedem, ghiciți care! Vă mai dau un hint. Urmează săptămâna viitoare. Și acestea fiind zise, abonați-vă în zonă. Eu vă mulțumesc și vă urez baftă vouă tuturor.